siguram bobocilor. Bun venit ca studenți în Facultatea de Psihologie și Științele Educației, ca studenți la programele de studii pedagogie, respectiv pedagogia învățământului primar și preșcolar, colegilor care deja sunt mai mari, în sensul că sunt în anul 2, în anul 3, le spunem bine ați revenit. La început de an universitar, sigur, se cade să primim cuvântul de salut din partea conducerii facultății, din partea domnului decan, domnul profesor Adrian Ope. Domnule decan, vă rog. În primul rând, vă felicit pe toți ce ați optat pentru Școala Clujană de Pedagogie, de pedagogie, învățământ primar și preșcolar. A doua felicitare este pentru că ați și reușit, numai că ați optat pentru școala aceasta. Mă bucură de spus faptul că de la an la an suntem constrânși ca și deschiderea pentru toate specializările să le facem în săli din ce în ce mai mari. Am trecut dintr-o rană aici și sala e plină. E cumva de obiectivă a faptului că plecarea, prevențiunea, plăcerea, opțiunea dumneavoastră este una limpede și ne bucură acest lucru. Ceea ce avem, suntem prezenți acum aici, e doar o mică parte. E o mică parte pentru că programul de pedagogie a învățământului primar și preșcolar funcționează și în extensiile noastre universitare. Vor urma momentele de deschidere și anului universitar și acolo, la Târgu Mureș, la Năsăud, la Sighetul Marmației. Deci sunteți o parte dintr-o comunitate foarte mare. Ați venit într-o instituție largă, amplă, cea mai amplă instituție publică universitară din România, facultate care intră în competiție cu locul 3 și 4 universitari din Cluj-Napoca, ce înseamnă, zic, mult. De aceea, bucurați-vă alături de noi și fiți alături de noi până la sfârșit. În continuare, o să invit pe colega Adina Glava, doamna prodecan al facultății, la rândul său să vă acum adreseze cuvântul de bun venit, pentru că imediat ce vor începe orele efectiv, cursurile, o să vă adreseze mult mai multe cuvinte. Bun venit și din partea mea. Sper că ați avut o vacanță reconfortantă și că ați reușit să vă încărcați bateriile. Începutul de an universitar este întotdeauna emoționant, pentru că acum toate posibilitățile sunt deschise. Așa că îndemnul meu pentru acest început de an este să vă gândiți la anul de studiu care începe azi ca la o construcție. Vă îndemn să vă gândiți la studenție ca la o perioadă în care, desigur, trebuie să acumulați cunoștințe de specialitate, dar puteți să fiți preocupați și de dezvoltarea personală. Trebuie să învățați ce au gândit alții, dar puteți să învățați și cum să gândiți și cum să vă gândiți la ce au lucrat alții și ce au structurat, au edificat alții. E o perioadă în care vi se stabilesc tot felul de standarde, ținte, dar puteți să vă definiți și propriile ținte de dezvoltare. Veți avea pe parcurs posibilitatea să vă întâlniți în diverse împrejurări, poate să intrați în competiție cu colegele din extensiile respective. Este o perioadă în care începeți să faceți parte dintr-o comunitate de studioși, o comunitate care e preocupată să se dezvolte profesional, dar care devine și ca o comunitate de individualități. De fapt, la ce vă îndemn eu este să vă gândiți la învățarea pe parcursul studenției, nu ca la învățarea de dragul învățării sau pentru a ne lua examene, ci ca la o învățare în sensul dezvoltării.